doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Emisiunea din această seară seamănă cu o poveste. O poveste începută frumos și până la urmă, la un anumit punct, cu un final neașteptat. Astăzi am aflat și finalul, vi-l vom povesti la timpul potrivit. Dar să vă spun cum a început totul, bineînțeles, unde? În altă parte decât pe Facebook, unde am văzut un afiș care mi-a atras atenția și anume o sărbătoare, o activitate, o manifestare cultural-artistică numită Sărbătoare în Cetate și care avea să se desfășoare la cetatea lui Mircea în perioada în care în oraș se sărbătoresc zilele municipiului Giurgiu de Sfântul Gheorghe. Știți că sunteți invitați cu toții ca în fiecare an să participați la aceste manifestări. Așadar, iată, colegii mei au pus pe ecran și afișul care mi-a atras atenția și bineînțeles că am început să mă interesez, să mă informez în legătură cu organizatorii pentru că mi s-a părut o acțiune inedită. Dacă vă mai aduceți aminte cu ceva timp în urmă, s-au sărbătorit 600 de ani de atestare documentară, s-a mai încercat o astfel de acțiune culturală, artistică, muzicală la cetate și s-a bucurat de succes. M-am gândit că este foarte interesant să vorbim și despre zilele dedicate orașului în această perioadă, dar și despre această acțiune inedită. Și am stabilit cu organizatorii să discutăm în această seară despre cum se va desfășura ca dumneavoastră să știți să participați. E, numai că între timp lucrurile s-au mai schimbat, iar organizatorii mi-au spus că sunt niște probleme în privința desfășurării pentru că administrația locală nu prea mai este de acord cu această manifestare. Mă opresc aici cu dezvăluirile pentru că vom vorbi mult mai multe, dar dați-mi voie să vă prezint invitatele mele din această seară, doamnele care se ocupă de, sau au inițiat această acțiune și trebuiau să se ocupe de aceasta. Este vorba despre doamna Anca Florescu. Bună seara și mulțumim că ne-ați invitat. Daniela Preda, consilier local, bună seara. Și Cristiana Măcarie. Bună seara și mulțumim de invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat pentru că mi se pare foarte interesant să discutăm și despre faptul cum o inițiativă a unui grup de doamne entuziaste a sfârșit trist, să spunem așa, din cauza neînțelegerilor cu autoritățile locale. Eu am fost întotdeauna de părere că sărbătoarea orașului trebuie să fie o sărbătoare a oamenilor care trăiesc aici, a giurgiuvenilor, și să fie implicat cât mai mulți giurgiuveni în această acțiune. De aceea am vrut să discutăm despre ce s-a întâmplat. Așadar, doamnelor, cum ați ajuns să vă gândiți la o astfel de acțiune? Pentru că, iată, văd că aveți și deja un afiș aveți. Aveam. Da, ia spuneți, vă rog. În primul rând, vreau să încep exact de unde am plecat, să se înțeleagă foarte clar. Eram într-o cafenea, mai multe prietene și ne gândeam ce vom face de zilele orașului. Noi, între noi. Una așa, zic hai să facem, vine cu ideea, zic hai să facem o sărbătoare medievală, dar între noi. Ne ducem într-un restaurant, ne îmbrăcăm medieval, ne facem rochii medievale. Într-un cadru restrâns, practic. Adică vreau să vă simțiți domniți. Exact. Și să dăm un exemplu și copiilor noștri, pentru că deja îi angrenasem și pe ei. Asta am și discutat în principiu. Domne, fiecare care au copii, haide să-i aducem la petrecerea noastră privată, ca să vadă și că să pot face lucruri frumoase. Acum, la a doua discuție, deja au venit fiecare cu alte idei. Da, dacă tot facem noi, ne îmbrăcăm medieval, unde am putea noi să fim medieval? De centru restaurant, numai bine la cetate. Zic, ba da, hai să vedem dacă putem să facem la cetate. Am început să ne interesăm, vine altul cu alte idei, dar dacă facem la cetate, trebuie să fie și Mircea cel Bătrân. Păi și cum îl facem Mircea cel Bătrân? Luăm un actor. Și dacă facem tot la cetate, nu avem nevoie și de domnițe, și de cavaleri, și de oamenii cetății, de călugări, de așa. Bun, și de aici a pornit povestea noastră. Am discutat cu autoritățile locale, le-am pus în... Pentru că vă trebuia autorizații de la primărie. Sigur. Da.
Nu numai. Nu numai, nu de, numai de la primărie, dar primul sunt, rând acceptul, da, primăria, poliția acceptul. Locală, DSV, mai multe. Multe. Și am discutat cu domnul primar, i-am spus ce vrem să facem, dânsul în principiu a fost de acord. Aici este un punct foarte important de reținut. Inițial a fost de acord. Vă rog, continuați. Da. Și... Da, eu am făcut prima cerere care am depus-o la primărie, a fost în numele meu propriu. Da? Nu consilier local, exact în numele meu propriu, fără a menționa că sunt consilier local. Domnul primar ce spune? Domne, nu este bine o persoană fizică să facă. Haide să ai lângă tine și două entități. Și atunci am hotărât să, în colaborare, să facem chestia asta cu Consiliul Local al Tineretului și Consiliul Local al Seniorilor. Și ne-am apucat de treabă. Am depus cererile la primărie, am depus deci cererile... aici toată lumea a fost de acord. Sigur, sigur. Da? Și toți părea îngrenați în entuziasmul nostru. Ceea ce mi se părea o idee foarte bună. Da. Și Consiliul Local al Tinerilor și Consiliul Local și al Seniorilor era... Da, a fost de acord și sunt de acord. Bun, acum să vă explic puțin cam ce vreau să facem noi acolo. Deci vreau să începem vineri la ora 5, după amiază, deoarece ziua copiii sunt la școală și părinții. Să începem vineri la ora 5 după amiază și să terminăm duminică la ora 10 seara. La 5 după amiază începeam așa. Se deschidea... Noi deci era... aici este programul, am și eu scos aici. Deci în perioada 22-26 da. Trebuia să se desfășoare, da. Da. Și discursul, bineînțeles, se deschiderea oficială vineri, după care vineri și duminică am spus pe scenă să fie doar copii, să vină doar copii. Da, ansambluri folclorice, trupe de dans, poezii, trupe de actori, bine, din Giurgiu. Astfel încât să reușim să-i promovăm și să-i motivăm, că asta a fost intenția noastră. Și cum au răspuns ei? Care a fost reacția lor la invitație? Ne-au răspuns, bineînțeles, pozitiv, ceea ce pe noi ne-a bucurat foarte mult și se vedea, practic, își doresc și își doreau. Pentru că nouă ni s-a părut puțin ciudat, stând de vorbă, că eu, ca profesor cel puțin, elevii mei sunt cei care dezvoltă diverse activități cultural-artistice, sunt promovați în alte orașe, câștigă diverse premii, însă în Giurgiu mai puțin. Și atunci am zis, hai să facem ceva pentru ei. Eu vreau să știu cine cântă, cine dansează, cine... Până la urmă, cine își dorește performanță? Hai să-i vedem și noi, hai să-i aplaudăm, să ne bucurăm și noi de ei, pentru că astfel reușim să-i motivăm. Și nu numai pe ei, și pe instructorii care depun atâta efort ca ei să ajungă la un moment dat să facă performanță. Așadar, noi am lansat invitații către școli și imediat răspunsul a fost prompt și, bineînțeles, pozitiv. Mai ales că era cu o tematică era ceva inedit. Deosebită, sigur. Mai puțin obișnuită pentru ei. Sigur. Și pentru orice fetiță, pentru orice băiat este... Ei erau foarte entuziasmați și despre când au auzit despre costumele astea medievale. Vă dați seama că și părinții au făcut un sacrificiu, că nu e ușor. Deci s-a ajuns, o să vorbim, da, o să da, ajungem da, să vorbim și despre da, asta. Deci ce mai era de fapt în program? Da. Și după aia să ne spuneți cum ați reușit să-i mobilizați pe toți. Da. Da. Deci pe scenă vineri și duminică în principiu avem doar copii. Avem ateliere de tir cu arcul pentru copii gratuit, deci am încercat să facem tot posibilul, cei care vin acolo profesioniști să facă tir cu arcul pentru copii să fie gratuit. Roată de olărit, atelier de roată de olărit, atelier arheologic unde copii vrem să punem o zonă în care să sape nisip și să găsească diferite monede, obiecte așa? Da. Bun, muzeu în aer liber, am vorbit cu cineva să ne ajuducă. Bine, aici avem... Din colecția proprie. Din colecția proprie, pentru că la muzeu de... Da, câteva exponate. Nu vor să ne scoată muzeul în aer liber, cu toate că ar fi indicat. Atelier de pictură.
construirea scuturilor pentru cavaleri, deci atelier pentru copii, din carton să facem scuturi pentru cavaleri. Jocuri pentru copii, fuga în sac, diverse activități sportive. Da. Alergatul cu lingura, țară-țară vrem oștea, diferite jocuri pentru copii, ei, da, unde noi, cele care vom fi oamenii, cei care vom fi oamenii cetății, ne vom ocupa direct de acești copii, vom avea grijă de ei, să... grupuri de copii, da, supravegheați, că nu îi lăsăm singuri, adică singur. Să facă chestiile astea singuri, suntem aproape de ei și oamenii cetății acum, da? Mircea cel Bătrân, vorbisem cu un domn actor să fie Mircea cel Bătrân, bufonul cetății, un om extraordinar care a fost alături de noi și iar așa s-a oferit voluntar de a fi bufonul cetății, vă dați seama că nu oricine își dorește o astfel de ipostază. Bufon, dar puțin recunosc. Da, puțin recunosc, da. Și vor să joace public rolul acela. Că unii ne și conduc asta e... Deși joacă în permanență, dar nu-ți dau seama. Unii ne și conduc. Călugărul cetății, iar la fel... Noi tot timpul suntem acolo, între oameni, cât ține sărbătoarea, noi suntem acolo, acolo ne vor găsi tot timpul. Vraciul cetății, bine, noi aș vrea să facem o vrăjitoare, de fapt, a cetății, dar, mă rog. Ar fi nevoie. Nu vreau să fiu rotăcioasă, eu sunt cu completările, dar ar trebui așa făcut o vrajă să mai spele creierul unor oameni de bine, care ne-au ajutat foarte mult. Domnițele, cavaleri și ursitoare. Da. Acum, din două ore vrem să facem dansul domnițelor printre oameni. Ele să danseze medieval. Dansul cavalerilor. Deja acești copii s-au și pregătit să facă cursuri de dans, că nu sunt specifice. Asta vreau să vă întreb acum, pentru că la prima vedere tot ceea ce vă propuneți aici, mie una mi se pare extrem de greu de realizat, pentru că este o muncă enormă. Este într-un timp în care necesită o anumită costumație care nu-i deloc simplă și nici ieftină. Toate aranjamentele alea, cum ați reușit să vă descurcați? Să presupunem așa, cam ce procent din pregătiri ați făcut până acum? 100%. Deci nu era cu totul gata. Da. Deci practic puteați vineri să demarați acțiunea, exact, da? Sigur. Deci totul gata, costumele copiilor gata, costumele noastre gata. Și vreau să vă spun că foarte multe doamne au dat o sumă considerabilă. Nu sunt ieftine. În condițiile în care niciuna dintre ele ne aștepta. Aprobare cel puțin verbală din partea tuturor ați avut, colaborator din partea autorităților locale ați avut, colaboratorii au fost prompți și toți participanții s-au conformat, totul era pregătit și vine... Am contactat, nu ne-a fost greu, vă dați seama să vorbim în Maramureș, am vrut trupa Arhai, care este o trupă care cântă divin. Și de aceea am ajuns și la trupa Arhai, sunt singurii care ar fi fost din afară. De ce? Pentru că au făcut o melodie, se numește Zorio, dedicată cetății Giurgiu. I-au compus pentru fiecare cetate în parte câte o melodie și era o chestie de cântă exact muzică medievală. Și special chiar, pentru noi, da, chiar ne-am dorit să vină alături de noi. Deci toți oamenii ăștia vin gratuit. Și voluntar. Nu, nimeni nu vine pentru bani. Am plecat de la zero și suntem la zero cu bani, adică tot se face gratuit. Pentru că noi ne-am spus în prima fază și noi ne-am pus problema banilor. Și am zis, de unde vom lua buget? Cum îl vom încropi până la urmă? Cine ne va ajuta? Eu recunosc că sunt puțin mai realistă, prietena mea e foarte entuziastă așa și zic, clar, ne trebuie o sumă de bani la care să ne raportăm și am început să facem niște calcule. Dana zice, tot timpul ești așa, nu, tu nu poți înțelege că se pot face lucruri frumoase și fără bani. Da, într-adevăr e mai greu de înțeles. Recunosc, mie aproape pe moment mi-a fost imposibil, încă am și vrut o polemică cu ea pe acest sens. Zice, nu, hai mai bine să ne gândim la acțiune, să punem pe hârtie ce vrem să facem. Și ulterior putem să discutăm și problema care te macină pe tine, problema bugetului. Și de unde vom scoate banii necesari. Și bineînțeles că mi-am dat seama și trebuie să recunosc acest lucru, că ea a avut dreptate. Se poate face. Dacă există dorință, dacă există implicare, dacă există, dăruire și crezi în visul tău,
Pentru că asta le spun elevilor mei la școală. Să creadă în visurile lor. Sunt foarte important. I-ați implicat să creadă? Da. Inclusiv în acest vis? Sigur, sigur, sigur. Da, și am dar zis... le-am rupt aripile. Deci aici urma să ajungem. Deci toată această acțiune pe care o pregăteați și din câte îmi spuneți era 100% gata, putea să înceapă, dintr-o dată lucrurile au luat o altă întorsătură. Și anume, nu? Nu se mai poate face. Cineva a spus că nu se mai poate face. Da, municipalitatea ne-a, ce să spun, ne-a sfătuit, ne-a indus faptul că, din păcate, există un contract de exclusivitate pentru zilele orașului, astfel încât nu pot exista două evenimente care să se desfășoare concomitent. Ceea ce nu este adevărat. Și ne-am văzut în imposibilitatea de a-l mai desfășura. Dar nu înțeleg, nu exista și înainte, că până la urmă problema, să zicem că așa este, dar mă gândesc că ar fi fost corect din partea lor să vă spună de la început. Și atunci nu mai făceați atâta efort, nu mai antrenați atâta lume care cheltuielile de, pe care spuneți că nu le-ați făcut, nu le-ați făcut dumneavoastră, dar le-au făcut alții. Sigur. Bine, sigur, am făcut și noi fost... din bugetul nostru cât am putut. Bine, dar vreau să spun, fiecare pe bucata lui... Și nu le-a fost ușor, nu le-a fost ușor. A făcut niște cheltuieli, da. Tocmai, pentru că asta, eu știu, este marea noastră durere. Pentru că până la urmă e o durere să-i spui copilului că va fi pe scenă în data de la ora de și dintr-o dată să vii să-l dezamăgești. E foarte greu să mai ai încredere în tine. Foarte greu să-i mai cea a doua oară. Dar n-ați întrebat de ce nu vi s-a spus de la început că nu aveți nu aveți voie, nu aveți cum să desfășurați acțiunea aceasta? Ba, am întrebat, dar mi s-a dat un răspuns care nu tocmai... De ce cum e? Răspunsurile evazive și birocrația... Răutăcioasă, dar... Bine, am avut și eu o discuție cu domnul primar mai aprinsă. Dar eu nu consider că nu e normal ca pentru un primar, ca primar, să spui că orașul ăsta este al meu și fac ce vreau. Nu numai mie, de față și cu alte persoane. Eu i-am spus, bine, l-am deranjat și îmi cer scuze public că l-am deranjat, am zis, domnul primar, nu vă supărați, faceți ce trebuie, nu ce vreți. Eu așa cred. Și în primul rând un primar se ocupă de administrație. Dar să spui lucrul ăsta că e orașul meu și fac ce vreau, e și orașul meu. E orașul nostru al tuturor. Știți ce se întâmplă? Această acțiune de zilele, de sărbătoare a zilelor orașului se face de foarte mult timp, de pe vremea primarului Iliescu. Și întotdeauna m-am gândit că această sărbătoare a noastră, a tuturor, se organizează cu temir cine, mai puțin cu oamenii din Giurgiu. Și eu niciodată n-am înțeles de ce nu ne putem face o sărbătoare a noastră cu resursele noastre proprii, pentru că avem și copii și adulți talentați, avem formații de muzică populară, avem copii și apropo de copii, iată, copila noastră de la Giurgiu a câștigat... Giulia Tabără. Giulia era este... A câștigat festivalul de la San Remo. Deci este un copil care provine într-o familie modestă. Și în primul rând contează că e modest sau nu, e giurgiuveancă. Da, e giurgiuveancă și are un talent înnăscut. Deci copilul ăsta este o minune. Era normal ca acest copil să deschidă spectacolul de zilele spectacol, orașului, să fie premiată. A primit niciun ban acest copil de la primăria municipiului Giurgiu. A fost ajutată de alte persoane, mai puțin. Știu că la un moment dat se punea chiar sub semnul întrebării participarea ei. A fost și prezentă aici cu profesorul ei în platoul acesta, tot în ideea de a fi și nu numai Giulia, deci noi, sigur, pentru că noi așa am și gândit această acțiune, ca o acțiune culturală, instructivă, educativă, exact, dedicată copiilor în primul rând. Da, dar noi acolo vreau să aducem și vorbisem deja, să aducem mâncare la proțap, să vândă, să comercializeze cineva mâncare la proțap, ca să-i aducem în timp, mâncare la ceaun, cum se făcea la pilostrii.
Sunt lucruri care s-au pierdut de-a lungul timpului și vreau să le reactualizăm. Am chemat un domn care face, am înțeles că ar fi singur, dar am rămas în Giurgiu, face potcoave, un potcovar. Da, un potcovar. Și l-am chemat să... Bine, mi-a spus la telefon, doamne, știți câte am eu de cărat acolo? E vorba de poate o tonă. Zice, nu știu cu ce le car. Zic, găsim cu ce le facem. Să arate copiilor cum se făcea pe timpuri, sau cum, nu că pe timpuri, se face și în zilele noastre, potcoare. Trebuie acela poate arhaic, copil, bucolic. Poate un copil vrea să înceapă și în meseria asta, poate să pare simplu. Da, da, la vremea la care faceți referire cu această acțiune, potcovarul era la mare căutare. Da. Da. Exact, de asta și era, am, iar la fel am vrea... Era într-un fel de, cum e cel de atelier de vulcanizare, da, în ziua de azi. Da, da, da. Bun. Acum, domnul primar... Bine, nu se poate, nu se poate. Eu astăzi și-am putut să obțin de la domnul primar de la o ultimă discuție care am avut-o cu dânsul. A spus, domne, nu trebuia să începeți acțiunea asta de zilele orașului. Putea să o faceți oricând în altă zi. Păi, dar nu ați explicat că tocmai... Asta era ideea? Asta era ideea că de zilele orașului... Cetățenii giurgiuveni e necesar să se implice în acțiunea lor. Și să promovăm cetatea Giurgiu și să fie cunoscută și turiștilor, pentru că am înțeles că o să vină și, probabil era și o să vină și o motonavă și o să fie turiști străini și mai ales că în drumul lor automat se opreau era să vadă. Era și un moment de, să spunem, o acțiune de sensibilizare pentru această ruină, da, că practic asta e o ruină așa, să îi se dea acorde mai multă atenție. Întotdeauna în străinătate se întâmplă lucrul acesta, se organizează manifestări care să atragă atenția asupra unor monumente, asupra unor situații, tocmai pentru a sensibiliza opinia publică, autoritățile locale sau chiar naționale, asupra unor obiective, astfel de obiective. Iar cetatea este un astfel de obiectiv care merită atenție mai mare. Eu vă spun că sunt persoane în Giurgiu care nu știu unde este cetatea. Exact. Și credeți-mă că am dat și peste ele. Da. Da. Adică ce au zis? Cum... Efectiv nu știau unde... Unde e cetatea asta, unde faceți voi? Da. Unde este mai precis loc? Unde organizați? Am găsit și genul. Am avut probleme și cu animăluțele. Deci vă spun, sunt multe de povestit. Nu cred că o să avem timp să le spunem pe toate, așa că dacă... avem. La, tot așa, acolo vreau să aducem țarcul de animale, deci la cetate vreau să aducem țarcul de animale. Nu vă imaginați acum că facem o turmă de oi. Două oi, două capre, câțiva iepuri, găini, rațe, așa, să joace copiii cu ele, să le dea de mâncare, să vadă și în realitate cum arată. Eu, sinceră să fiu, mi-am dorit să aduc și bivoli. Și bivolițe. Pentru că e reprezentativ la fel, pentru Giurgiu. Exact. Am vorbit cu multă lume și asta mi s-a și recomandat. Gândește că noi am fost oraș de bivolari. Iar poate sunt oameni mai în vârstă decât mine care nu au văzut odată un bivol sau o bivolță. Bine, eu le-am mai văzut pe două picioare, dar nu pe patru. Și vreau să facem și bivoli. E greu, iar la fel să-i aducem, dar ar fi frumos. Brânza de bivolițe. Mă rog. Bun. Ce se întâmplă? În principiu, deci la ora actuală, eu cer scuze pentru toți copiii care s-au pregătit și... Pregătit însemnând ce? Că e important. De la vestimentație, ore de... Cei de la dans, de exemplu, ore de... De coreografie. De coreografie. Cei care au pregătit piese, mini-spectacole, la fel, vă dați seama că s-au chinuit în afara... În cât timp ați pregătit lucrul ăsta? Aproximativ 3 săptămâni. Maxim 3 săptămâni. Cam două. Da, o săptămână cred că am discutat noi și am pus pe hârtie ce obiective avem, scopul acțiunii și așa mai departe. Pentru că la o astfel de acțiune, de o asemenea amploare, chiar dacă e spațiu mic acolo, multitudinea acțiunilor care aveau, se desfășurau acolo simultan, mă face să cred că ați avut foarte multe persoane implicate pe lângă dumneavoastră, iar cei care au acceptat și au venit alături, chiar au făcut-o din tot sufletul și au depus tot efortul. Și credeți-mă că sunt oameni din toate domeniile, începând de la juriști, economiști, profesori, actori, oameni din toate domeniile au venit alături de noi. Și toți au fost sunt deschiși la așa acțiune și toți când le povesteam ce vrem să facem, vai, dacă dă frumos, dar eu cu ce pot să vă ajut. Au venit săptămâna trecută, parcă, sau acum două săptămâni, a fost la Giurgiu o trupă de teatru și doar povestindu-le ce vrem să facem noi, ce doar venim și noi. De la Chișinău. Da, zice, venim și noi, zic,
Da, veniți, dar... Exista o problemă cu cazarea. Da. Unde cazăm? Astfel, unul dintre noi s-a oferit voluntar. Nici o problemă, că vă cazez eu. Adică, care nu are posibilități. Adică el atât a putut să facă. Eu vin cazarea. Fiecare cu ce a putut să vină. Bun, eu ce vreau să le spun celor mici, în primul rând, care s-au pregătit pentru acest eveniment, că noi am obținut astăzi aprobare de la domnul primar și ne-a spus, domne, nu se poate acum, din cauze, așa, haide să încercăm să o amânăm pentru zilele copilului. Ziua copilului. Și o să încercăm pentru 1 iunie. Pentru 1 iunie. Și atunci vrem să facem, deși nu mai este în același context. Da. Nu mai este în același context, este clar. Și poate multe dintre acțiuni se pierd sau nu-și mai au rostul. Acum, odată cu acest eveniment, cu sărbătoarea orașului, care se concentra în jurul acestei cetăți emblematice pentru orașul nostru, aveau altă valoare. Da. Da. Totuși, important este să o facem. Este păcat de cei mici care s-au pregătit. Este păcat de oamenii care au... Care au crezut. Care pur și simplu... Să se ține de promisiune. Că unii dintre ei au vrut și visă la propriu. Și să nu mai avem și atunci niște piedici. Că ne așteptăm la orice. Adică poate să întrerupe curentul sau poate nu se știe. Doamne ferește. Ne așteptăm la orice. Nemulțumirea au apărut de la chestii micuțe. Este păcat pentru că oamenii, dacă vorbesc, să-și înțeleg de obicei. Orice chestie, poate a fost făcută fără intenție, trebuie discutată. Și poate își dă seama fiecare că a fost făcută fără intenție. Eu când am făcut afișul cu cine m-a ajutat, iar la fel un voluntar, care îi mulțumesc din suflet că și-a pierdut niște el l-a conceput. Afiș, nu mi-am dat seama. Deci noi hârtirile care le-am făcut în ultimă instanță au fost făcute pe Consiliul Local al Seniorilor și Consiliul Local al Tineretului, care ne-au ajutat și ei cu ce au putut. Și sper să mă ajute în continuare să facem treabă, să fie ceva frumos. Vorbind că cine a inițiat și de unde a pornit, cel de la m-a întrebat când a făcut afișul, de la cine a pus? Pe eu am pornit. Și a pus sus consilier local Daniela Preda. Și de aici o întreagă poveste, că vreau să-mi fac propagandă electorală, că am furat startul. Oameni buni, nu vreau să candidez la primăria Giurgiu, nu vreau să iau locul nimănui. Dacă este vreun loc pentru mine în societatea asta, merg pe drumul meu. Deci bănuiesc că de aici a plecat nemulțumirea. De păi fapt, de acolo a început și discuția. Considerată ca o campanie. De acolo da, a început și discuția. Probabil că această acțiune o poate face primăria cu altă ocazie. Și cu bani. Despre asta cu e vorba. Deci, cu profesioniști. Sigur. Sigur, dar și asta o poate face oricine. Și poate iese mai frumos, să spunem. Că e o gândire unitară. Dar atunci am fi simpli spectatori. Dar, exact. Este diferența dintre lucrul făcut de altcineva și lucrul făcut de comunitate. Sigur. Pentru că se face atât acaz și pe bună dreptate că ne-am înstrăinat, că nu ne interesează de locul în care trăim, de vecinii noștri, că suntem individualiști, că nu avem spirit de voluntariat. Iată că ați reușit să faceți acest lucru și să adunați la un loc oameni diferiți, dar pe care i-a apropiat același scop. Să facem ceva frumos pentru orașul nostru. Ceea ce mi se pare mult mai important din acțiunea dumneavoastră decât acțiunea propriu-zisă, să spun. Pentru că a reușit să aduni voluntar oameni pe care să nu-i plătești, că aici e, că toată absolut lumea zice niciun leu, cât, absolut îmi, niciun leu. Cât îmi dați. Sigur. Da? Deci orice profesionist care vine chemat de o autoritate spune cât îmi dați, adică facem un contract și trebuie să-mi dați bani. Dar, nu se, dar oamenii care participă, cum facem noi, altfel simt vibrația evenimentului când sunt acolo. Da? Pentru că asta am și zis, haideți să ne implicăm fiecare. Orice idee este bună, fiecare vine cu o idee. Mare lucru este atunci când vezi că și ideea ta e pusă în practică, exact. Altfel te simți. Te simți mândru de tine, în primul deci, rând. Deci la ora asta există costume? Da. Multe. Am vrut să venim îmbrăcate. Am și gândit, ne simt, da, să venim îmbrăcate. Am fost prea supărate, prea dezamăgite. Și nu pentru noi, că noi suntem mame maturi și le înțelegem. Pentru acei copii care... Dar care a fost reacția când le-ați spus că se...
și părinții au fost dezamăgiți, vă dați seama, și copiii la rândul lor au de ce? Practic, când vi s-a spus că nu se poate și ați înțeles că nu se poate, puteați să forțați nota? Eu organizați sunt totuși? Genul de om care consider că dacă se vrea, se poate. Deci noi am vrut să facem până la urmă. Am zis să mergem până la capăt, cu orice domnul, risc. Domnul primar, în ultima instanță, de fapt, domnul primar, greșesc, domnul președinte de la Consiliul al Seniorilor, a făcut o cerere către poliția locală ca să facem, să avem ora, să fie până la ora 5. Adică da, ora închiderii să fie ora 5. Da. Lucru imposibil, pentru că noi la 5 aveam vineri deschidere. Așa ce ar să fi fost... tracțiune de secundă vineri acolo, nimic. Nu puteai să dai totul peste cap, să-i sun pe toți... Fiecare au programul lor. După care, iar la fel, sâmbătă, până la ora 5 ne era foarte puțin. Ne-au interzis să mai aducem animale pentru că ar fi vorba că ar fi o frogripă și să nu ia copiii frogripă acum de la animale. Nici o problemă. Vrem, când o vom face la sfârșitul lunii mai, să luăm avii și de la DSV. Să duceți cu animalele la doctor, le... consultă și le aduceți după aceea acolo. Doamna Mariana, mie mi se pare asta o absurditate și o prostie. Bine, sincer, acum, omenește. Or fi niște... Au fost zeci de ani când au fost turme de oi și vaci. Păi nu, stai puțin, că aici e aceeași problemă ca la lei. Exact. Acolo nu ai voie cu câinele personal și sunt de acord până la urmă, dar e plin de maidanezi. Plin comunitar, da. Așa și acolo. Și animalele noi mergeam cu două oi și voie, cu... dar exact. Să pot plimba animalele. Exact. Că acolo vara pășteau, nu știu, exact. Cu dar pășteau la vacile. Bă, da, bun, asta pentru că de la mine s-a spus de enori că acest monument este de clasă A și am foarte mare grijă ce fac acolo. Pentru că s-ar putea să, Doamne ferește, cine știe ce. Este în clasă cu turnul. Da. Cetatea noastră în aceeași clasă. Dar nu ne duceam cu turma de oi, vă dați seama. Ne duceam și noi cu două oi, trei și capre și... Și de turnul s-a mai agitat nimeni. Noi tot timpul am militat pentru a fi, nu știu, suntem niște partizani ale echilibrului. Hai să fim niște oameni echilibrați. Exact cum spunea și Cristina. An de zile acolo nu s-a întâmplat nimic. Știu vecini de-ai mei care efectiv au luat piatră și și-au construit și-au pus prin curte și așa mai departe. Despre ce discutăm? Se dorea promovarea, se dorea... Cetatea e un simbol, de fapt, acele ruine, că trebuie să spunem adevărul, au rămas doar niște ruine neexploatate. Urmă, chiar dacă n-ar fi ieșit perfect, să spunem, că probabil ar fi fost lucru care n-ar fi ieșit așa cum dacă le-ar și clarificat. Da. Dar ideea în sine rămânea și acțiunea în sine și asta sigur. Vă spun. Ceea ce mi s-a părut mie cel mai important și mai important chiar decât toată manifestarea aceasta, mi s-a părut dorința oamenilor de a contribui. Și iată că mă gândesc acum că, de fapt, indiferența de care ne plângem de multe ori și autoritățile se plâng, nu vine din structura noastră, ci vine din, cum să spun, din atitudinea unora care nu știu să ne adune la oaltă. Să ne adune la oaltă pentru a face lucruri bune în orașul acesta. Adică poți să faci lucruri bune și fără să ai un contract și să fii plătit. Deci aici este vorba de patriotismul mai local. Mai bine nu faci nimic decât să faci ceva. Și pe de altă parte, ce aș recomanda eu? Să se renunțe la acest elitism care de cele mai multe ori devine exagerat. Adică nu putem face decât o anumită persoană sau doar cineva poate să. Nu, toți putem. Dacă stăm și discutăm, dacă comunicăm, dacă reușim să fim, exact cum spunea colega mea, pătruși de acel scop, toți putem să ne aducem aportul propriu. O singură persoană nu se poate face niciodată nimic. Dar dacă reușim să ne angrenăm și să simțim acel moment, lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Știți cum este? După scaun, da, poate dacă, să iasă, exact, dacă ne mișcăm eu. Puțin, cu siguranță iese asta mai am bine. Eu. Dacă nu scria acolo Daniela Preda, consilier Daniela Preda, și scria un alt nume, care nu vreau să-l spun, nu era nicio problemă, se putea. Iar la fel, mi s-a spus că pot să fac o defavoare partidului pentru că am scris numele meu. N-are nicio legătură, pentru că n-are nicio tentă politică. Deci nu este un lucru rău. Eu consider că vreau să fac ceva frumos. Și până la urmă era un plus de valoare pentru imaginea municipiului, indiferent despre ce discutăm. Chiar și a partidului. Deci era o acțiune în care cetățenii municipiului serbau împreună. Da. Orașul. Asta n-am și dorit.
tot în aceste manifestări și o să-i rog pe colegii mei să ne facă legătura cu doamna Dunia Pălângeanu, pentru că mai sunt și alte manifestări. E adevărat, până joi când încep cele oficiale. Dar sunt tot în cetate, adică cetate consideră să inclusiv orașul Giurgiu. Exact, deci lumea a încercat ca în această perioadă de sărbătoare pentru orașul nostru, fiecare să facă ceea ce asta poate el. Da. Sigur. Deci cenaclul să organizeze acțiuni specifice, avem și o lansare de carte, de carte a doctorului Cosmin Georgescu, lansare pe care putea să o facă oricând, ori mai devreme, ori mai târziu, dar oamenii simt nevoia ca fiecare ceea ce poate să facă, să facă atunci când trebuie, în cinstea orașului acesta. Exact, da. Și asta mă face să cred că puteam să ținem o săptămână de sărbătoare numai cu resurse locale. Sigur, da. Sigur, ca asta discutam și cu ele și spuneam că noi avem și experiența sărbătorilor, noi am locuit o perioadă de timp în străinătate și avem experiența sărbătorilor puțin, de acolo. Țineți-vă vorba, sigur, pentru că avem pe doamna Dunia la telefon, discutăm câteva minute cu dânsa și apoi continuăm. Alo, bună seara, doamnă! Bună seara! Sunt bucuroasă că pot interveni în emisiunea dumneavoastră, vă spun bună seara la rândul meu. Și doresc să-mi oferiți privilegiul de a anunța telespectatorilor un eveniment cultural care va avea loc mâine 22 aprilie la Giurgiu și care sper că va contribui la atmosfera totuși de sărbătoare pe care administrația locală, instituțiile de cultură giurgiuvenii până la urmă o pregătesc pentru ziua orașului nostru. Astfel, miercuri, cum am spus, 22 aprilie la ora 17, o delegație de oameni de cultură bulgari din orașul Prieten Ruse se va afla în orașul nostru la Teatrul Tudor Vianu pentru a participa la Seara Romano-Bulgară organizată de Cenaclu Transfrontalier de Literatură și Artă Constelații Dunărene, pe care l-am înființat în anul 2003 în parteneriat cu Cenaclul Literar Luceafărul și Teatrul Tudor Vianu. Din delegația bulgară fac parte membrii ai Uniunii Scriitorilor Liberi din Ruse, scriitori, jurnaliști, grupul vocal Harmonia, condus de Zvetan Banev, grup însoțit de distinsa doamnă Iulia Frateva, translator, precum și reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor Seniorilor din Ruse, pensionarilor, seniorilor din Ruse, președinte domnul Iordan Catacov. Prin muzică, vers, lansări de cărți, expoziții de carte și artă vizuală, participanții la eveniment din cele două orașe prietene, Giurgiu și Ruse, vor marca o zi importantă din viața cetății, ziua de 23 aprilie, ziua orașului Giurgiu și a patronului său spiritual, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Mă uit puțin pe program și să vă spun și câteva din punctele programului. Într-adevăr, sunt două lansări de cărți. Giurgiuveanul nostru, Cosmin Ștefan Georgescu, distins medic și om de cultură, cu o lansare de carte Made in Giurgiu, aforisme, tot o lansare de carte, o poetă bulgară aflată pentru a doua oară în Giurgiu. Ne o reamintim de la Ziua Culturii Române, când a fost din nou la manifestările orașului, Alexandrina Șahanova, care lansează o carte de versuri. De asemenea, am spus o prestație deosebită, acest cor Harmonia aflat pentru a doua oară la Giurgiu, un recital de muzică clasică la pian profesor Cătălina Tone din Giurgiu, muzică folk cu interpreta Mihaela Stoica, o expoziție de carte româno-bulgară cu scriitori din Giurgiu și ruse, realizată de mine și de poeta Nadejda Radeva, tot o prietena noastră, și expoziție de artă vizuală, talente ale orașului nostru, membri ale Cenacului, Rodica Reventa, Toma Petronela, Lidia Ghenu, Gigica Pieptănaru, proiecții video cu aspecte din oraș. Cred că va fi o seară plăcută. Eu vreau să-i mulțumesc doamnei consilier Daniela Preda că ne-a inclus în afișul sărbărilor cetății. Practic eu am rugat-o să fim și noi inclus. Practic dumneavoastră ați mai rămas. Cu toate că noi eram... Da, am rămas fiindcă suntem în ziua de azi. Ați avut șansa că sunteți oricum. Sigur că da. O să facem, nu? Pentru că se numește chiar așa, Ser de Literatură și Artă în Cetate, și vom încerca să marcăm în felul acesta, prin cultură, prin
literatură și prin prietenia oamenilor de cultură din cele două orașe, serbările cetății. Dar eu zic că tot rău e spre bine. Să sperăm că în mai dânsilor se va concretiza. Dânselor le cunosc efortul și cred că va fi o acțiune reușită la care le vom sprijini, le vom sprijini și noi cenaclul nostru și desigur și vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim pentru intervenție, vă urăm succes în acțiunile pe care le desfășurați. Bine că măcar dumneavoastră ați scăpat. Așa? Da, asta e, se întâmplă, nu e pentru cine se pregătește de multe ori. Aș vrea să-mi permite să mulțumesc tuturor colegilor care ajută la reușita acestui eveniment, pentru că și noi la fel suntem nu voluntari, o facem din suflet, din pasiune. Toate doamnele care sunt alături de mine, toți domnii care contribuie și le voi da numele după manifestare pe Facebook, pentru că merită și pentru că înțeleg astfel să ne primim oaspeții și să petrecem clipe plăcute la Giurgiu în preajma zilei orașului Giurgiu. Vă mulțumim pentru intervenție și vă dorim succes. Mulțumim și urez și eu la mulți ani cetății, la mulți ani orașului Giurgiu și giurgiuvenilor de pe acum. Vă mulțumim. Pentru că, așa cum spuneam, avem nenumărate resurse în acest municipiu. O să mai intrăm într-o legătură telefonică, o să-i rog pe colegii mei să stabilească și a doua legătură telefonică. O să vedeți de ce, pentru că avem copii extrem de talentați pe care m-aș fi bucurat să-i văd pe scenă în aceste, și nu e vorba că nu se întâmplă numai acum neapărat, dar nu s-a întâmplat nici în anii trecuți și de foarte mulți ani, pentru că, iată, avem o trupă de teatru care a câștigat un loc 2 la un concurs de teatru de la Bușteni, o să vedem despre ce este vorba. În această seară, o trupă de dansatori de la școala numărul 6 au evoluat la un festival internațional de folclor din Italia, sunt plecați acolo, au avut în seara aceasta. Deci avem copii care participă. Iată, Sanremo câștigat de o giurgiuveancă. Deci avem foarte multe posibilități de a-i sărbători de ziua orașului pe aceștia, în primul rând. Alo? Bună seara. Bună seara, Florin Antoniu. Bună seara. Vorbeam aici de copiii talentați și nu puteam să-i ocolim tocmai pe ai tăi. Da, chiar mă uitam la emisiunea asta și am făcut-o pentru că și eu i-am la un moment dat implicat, vorbisem cu doamnele pe care le-ai să fiu eu, chiar am pregătit niște momentele din Shakespeare cu copiii mei, în vacanța de primăvară, pentru că noi în vacanță am muncit, bine, sigur am muncit și pentru festivalul la care am fost, la Bușteni, dar între picături am revedat și câteva șire din Shakespeare, în ideea că în weekendul acesta care urmează vom reforma un această tentativă de festival, ca să nu știu cum îi spun. Da. A rămas o tentativă. Cu o promisiune că se va finaliza la o dată ulterioară. Cam așa e. Tot ce se întâmplă în principiu rămâne la nivel de tentativă, dar deocamdată să vedem. Oamenii se mai schimbă în sensul de se schimbă fizic dintr-un loc în altul și poate că... Dar spune-ne acum despre copiii tăi. Copiii mei au luat locul 2 la Bușteni, la un festival național, ediția 20, am înțeles că a fost acolo, cu un spectacol domnul Goie, un spectacol foarte bine primit de public și de niște oameni care se pricepă, adică niște meseriași de acolo din centrul al din Bușteni, oameni care au văzut spectacole din natura meseriei și care chiar ne-au felicitat. Au primit diplome de excelență, au primit și un trofeu al festivalului, niște medalii și acum așteptăm și diplomele pentru locul acel loc 2 și probabil că sper să fie și niște premii individuale. Nu am apucat să vorbesc foarte mult cu organizatorii pentru că noi n-am reușit să stăm acolo la Bușteni, n-am avut cazare, ministerul nu a asigurat suficiente fonduri pentru astea. Putea asigura cazare, iar noi fiind mai aproape, oarecum, la 250 de kilometri, am plecat la 7 dimineață, am ajuns acolo, au trebuit să intrăm la ora 2, copiii au stat în culise până la 3 fără un sfert, când juriul a cardixit să se întoarcă de la masă și
vă dați seama că după 45 de minute. Dar pe plan local nu puteați să fiți ajutați cu niște bani ca să vă puteți caza acolo? Cât avea să coste? Nu, nici n-am încercat chestia asta pentru că era problema și de fonduri și probabil și de aglomerație. Au fost foarte multe trupe, foarte multe trupe. De asta eu m-am bucurat pentru acest loc 2, chiar dacă este doar locul 2. N-am existat pentru că am mai avut niște... încă am niște probleme cu niște bani pe care i-am primit de la Consiliul Local la un moment dat pentru niște acord de Jean Eminescu și pe care încă nu putem să-i decontăm către o firmă care ne-a făcut niște tricouri și niște materiale promoționale. Da, pentru că e o birocratie absolut îngrozitoare în țărișara asta. Niște bani pe care nu-i avem, noi îi avem în cont, noi putem... Nu putem plăti o factură pentru că trebuie niște alte aprobări de la nu știu ce ministere, de la nu știu ce, eu sunt în penii, în astăzi zi românească, adică, mă rog. Păi, ca să nu furați banii, știi că să revenim la altă parte, când sunt așa puțin, trebuie să fii foarte vigileți cu ei. Sunt mai mulți, nu să mai țină socoteala, dar când sunt puțin, trebuie să fie vigilență maximă. Da. Cu banii noștri... Cu banii în general, nu prea sunt foarte vigilenți, după cum vedem. Dar mă rog, asta e altă vorbire. Da, copiii noștri, copiii mei, că sunt copiii mei, da. Deja de mâine ne pregătim pentru alt festival, la care vom pleca peste vreo lună, la Alba Iulia. De altfel și vinerea acum eu plec cu altă trupă, ceva mai moricei de astăzi dată, la Victoria, în județul Brașov. Avem copii foarte buni. Și am aflat ieri, când m-am întors de la Buștere, am aflat de Julia și m-am bucurat foarte mult pentru ea, ești o fată minunată. Iar faptul că, nu știu, spuneai o doamnă de acolo din platou care are o situație materială precară, nu are nicio importanță. Are acest talent încât fidează orice fel de avere materială. Da, și șansa cu talentul ei să se realizeze în altă țară. Da, da, evident, adică și de Eugen Enescu s-a vorbit, abia după ce a plecat din țară și de Cioran și așa mai departe, dar sunt români, sunt ai noștri acum, fraților, adică... Da, suntem apreciați mai mult în afară decât pentru Brâncuși nu s-au găsit niște bani ca să-i recuperăm o statuie, după cum știți, de pasărea mâinească, așa că ce să mai vorbim. E vorbind de cultură, nu? Adică cultura pentru unii este un lux, pentru alții este un... lucru care chiar ne încurcă probabil. Pe mine mă doare cel mai tare când în actele astea de cultură, cum spui tu, sunt implicați copiii. Pentru că adulții s-au obișnuit, știu unde trăiesc și la ce să se aștepte. Dar copiii nu înțeleg încă. Ei cred că ei încă sunt ancorați în poveștile acelea unde totul este cu am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa și cu happy end, frumos, se termină da. Cu bine, se termină frumos, pentru ei e o aventură și ei nu cunosc încă partea rea a acestei vieții eu care trebuie să trăiască. Am avut o discuție acum mai multă vreme cu un personaj politic de la noi din Giurgiu. Mi-aș dori să lucrez la un moment dat cu niște oameni din aparatul administrativ pe teatru, să vadă cam ce înseamnă de fapt să faci teatru. Mă refer la teatru, nu la ceva, pentru că la asta teatru adevărat. Teatru adevărat. Nu teatru de la care joacă ei din 4-4 ani. Ei nu, ei au impresia că pur și simplu cineva să urcă pe scenă, spune niște vorbe și cu asta, cu asta. Nimeni nu știe cât, și mai ales copiii aceștia care, în loc să înroșească tastaturile și mouse-urile pe la calculatoare, vin în sala de teatru și repetă și transpiră și se ceartă și se enervează că nu le iese și mai încearcă o dată. Dar îți închipui tu că pentru acțiunea aceasta care a eșuat, din păcate, și-au făcut și costume? Da. Dar cui pasă, vă dați seama, adică... Exact. Dacă pentru costumele alea se ofera un comision, vă asigur eu că erau... Nu, dar ce contează că un copil e dezamăgit? Da, dar nu are 18 ani și nu poate vota. Pentru viață. Cine știe? Da. Ce contează că părinții poate s-au împrumutat ca să poată să-i facă și lui un costum să participe alături de colegul lui care avea mai mulți bani și putea să facă? Asta nu contează. Dar la ei se contabilizează și apoi ne mirăm de ce
nu putem să-i avem aproape, de ce nu putem să facem din ei ceea ce ne dorim noi. Pentru că exemplul pe care îl dăm noi nu este cel mai bun. Mulțumesc, Florin Antoniu, îți doresc succes cu copiii tăi. Și asigură pe doamnele de lângă tine că dacă va fi ocazie, va fi nevoie la un moment dat când se va putea, pot să apăreze o doamna consilier, are carte mai revisă, din câte mă aduc aminte, și mă poate suna oricând, putem colabora cu mare plăcere. Mulțumim! Mulțumim încă o dată! Și felicitări! Așa cum spuneam, alți copii sunt acum la un festival în Italia, au evoluat în această seară. Avem copii, avem și, apropo de ei, vreau să vă spun cu câte eforturi s-a plecat, cu câte, în ce condiții au plecat, doar ca să... Așa, pentru că niciodată nu se găsesc suficienți bani pentru ca aceste participări să se facă în condiții optime, în condiții omenești. Doamnelor, am și două mesaje aici pentru dumneavoastră, care spun așa: felicitări doamnei consilier pentru inițiativă, cât și persoanelor implicate în această manifestare. Păcat că nu s-a putut continua, dar avem speranța că nu e totul pierdut. Frumoasă inițiativă a doamnei consiliere, momentul pentru așa ceva în orașul Giurgiu. Asemenea inițiativă este de lăudat și merită sprijinul tuturor oamenilor cu suflet pentru că această acțiune să fie dusă la bun sfârșit. Felicitări! Trebuie sprijinul giurgiuvenilor și trebuie să facem odată autoritățile locale să înțeleagă, indiferent aceste actuale, viitoare, indiferent toate care sunt de la un capăt la altul, că giurgiuvenii își doresc această sărbătoare să fie a lor. Asta și este. Nu acceptă să le fie confiscată de nicio persoană, pentru că nimeni nu are autoritatea de a confisca sărbătoarea unui oraș. Orașul aparține oamenilor. Oamenii, dacă au posibilitatea să facă acest lucru așa cum ați făcut dumneavoastră, este bine să fie sprijiniți, bineînțeles coordonat, să se știe despre ce-i vorba. Avem un telefon pe ultima sută de metri. Repede, vă rog, că trebuie să ieșim din emisie. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Vreau să felicit cele două doamne pentru inițiative. Trei? Și sperăm să reușească în continuare. Suntem foarte dezamăgiți care avem copii că nu se pot realiza. Nu avem susținerea domnului primar, că ar trebui să facă mult mai multe pentru copiii noștri. V-a promis pentru 1 iunie, am înțeles. Deci... Pentru 1 iunie, în loc să dea doamnă banii la toți cântăreți care vin, ar trebui să facă mult mai multe lucruri pentru copiii noștri în Giurgiu. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. O să încercăm și asta e valabil nu numai pentru domnul primar, ci pentru toți cei care manipulează banii, fie la municipiu, fie la județ. Este nimic. Un cinematograf, să poți duce copilul la un cinematograf. Trebuie să mergem la București. De ce în București, noi, la noi, la Giurgiu, nu? Nu avem un cinematograf, nu avem locuri pentru a putea distra copiii, deci locurile de joacă, care sunt cu plată. Gratuit, ce avem la noi în Giurgiu pentru copiii noștri? Vine vara, n-avem un ștrand la care pot să meargă. Poftim? Vine vara, acum n-avem un ștrand la care pot să meargă. Și este foarte departe ștrandul, dacă avem ștrand. Și cred că va fi din ce în ce mai greu accesibil și ca, din punct de vedere financiar, nu numai nu ca avem distanță. Avem în fiecare sfârșit de săptămână sau ceva concursuri organizate pentru a motiva copiii. Da. Nu avem locurile foarte bune pentru copii. Ce să facem? Ghetonala este închisă doar de vineri până duminică. De ce? Și în cursul săptămânii ce facem cu copiii? Ce pentru orașul Giurgiu? Ce au domnul primar și aleșii noștri? Ce fac pentru copiii noștri? Unii încearcă. Doamnele care vor să facă, nu le permit. De ce? Păi da, e... Asta ne-am întrebat și noi. V-ați putea să întrebați. Pe toți, de pe toți aleșii. Tot promisiune de 1 iunie și să duce... Nu avem nicio speranță că 1 iunie... Să fie cu răspunsul da. Dacă nu ne-a garantat acum... Doamna, cum vă numiți? Că nu știu cui să mă adresez. Cristina. Doamna Cristina, spuneați că nu mai aveți încredere. Sunt trei doamne aici, invitate. Cu mine da. Patru. Acum, că m-am alăturat. Vă zbateți, da, dar vom face în așa fel încât să vedem dacă sunt... Că până la urmă vreau să lansez și o provocare. Doamnelor, ați venit aici cu un program, că facem... Ia să vedem, chiar sunteți în stare să faceți? De acord, noi acceptăm să fim provocate. Bun, deci lansăm aici o provocare. Dacă nu sunteți în stare să faceți, veniți iar și vă întrebăm. Și ne asumăm de ce nu sigur, s-a putut concretiza. Cred că domnii care nu le-au aprobat le este frică de doamnele că pot mai mult decât dânsii. Păi nu mă întrebați pe mine că eu
Gândesc eu la da, fel. Din cauza aceasta nu le-a aprobat. Să cred mai cu pantalon, doamnele, și pot realiza mai multe decât dânsii care stau pe funcții mai înalte și nu ne aprobă. Lăsați, doamnă, că ne vom uni noi toate și vom reuși să facem ceva de 1 iunie. Avem susținerea primăriei de 1 iunie. Au promis că vor acorda tot sprijinul lor. Să vedem dacă vor îndrăzni să se răzgândească. În primul rând, uitați, eu am fetița la Floriart, iar anul trecut, dacă nu aveam anumiți părinți, ne-au pus să dansăm jos pe scenă. Cu mari intervenții a trebuit să dansăm sus pe scenă. Cum pot să umilească unii copii să danseze jos pe scenă, stând în cap, făcând anumite abilități? Nu au o organizare bine pusă la punct. Iar în luna acesta nu am fost invitați. Ținând cont că Floriart anul trecut a dus în Giurgiu un loc 3 mondial din afară. Asta este mulțumirea și respectul pentru copiii doamnei Floriart. Da, aveți dreptate, așa este. Și mult, ar mai fi mult de discutat despre acest subiect. Promit că vom reveni. Important e să am cu cine să vorbesc și văd că am cu cine să vorbesc. Vă mulțumesc, doamna Cristina. Și noi felicitări, doamnele, în continuare. Și multă baftă și noroc în continuare. Mulțumim și noi, și vă așteptăm alături de noi. Și o să încheiem, doamnelor, cu un alt mesaj. E mai mult un îndemn care spune așa: oficialități, lăsați răutățile și oferiți copiilor dreptul la cunoaștere și cultură. Ceea ce mi se pare o încheiere perfectă pentru această seară. Eu vă mulțumesc pentru prezența în platou. Ce să spun, îmi pare rău că nu puteți duce la bun sfârșit tot ceea ce ați început, dar, deci avem o speranță. Dar mizăm pe promisiunea domnului primar, care și-a luat angajamentul că vă va susține, va susține pentru 1 iunie. Vom fi acolo să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Nu cred că cineva își va mai permite să spună nu. Mai ales că ați văzut, aveți și părinții de partea dumneavoastră. Da. Atunci, nu știu, nici acum n-au avut de ce, dar sperăm să... Bine. Să nu mai existe alte scuze sau alte... Să se mai întâmple cine știe ce. Nu, promisiunea e promisiune, să sperăm. Sunt oameni de cuvânt. Ar trebui. Deci sunt cavaleri, dacă ar fi să facem referire la acțiunea dumneavoastră. Provocați, sigur că dau provocare. Dar respecte codul cavaleresc. Provoacă cavalerii. Pe cavaleri să-și țină cuvântul. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră, dacă ați fost alături de noi, și vă invit să participați în număr cât mai mare la sărbătoarea orașului, la manifestările organizate de primăria Giurgiu, care se vor desfășura pe perioada 3-4 zile, deci începând de joi, de fapt încep de mâine cu doamna Dunia Pălângeanu, ați văzut și lansarea de carte a doctorului Cosmin Georgescu. Evenimentul unde și noi vom fi prezente. Normal, mai ales că sunteți și organizatori. Sigur. Normal. Da. A rămas singurul eveniment unde cu care vă mai puteți lăuda până la această oră. Dar oricum urmează zile de distracție, vă doresc să vă simțiți bine și la mulți ani de ziua orașului nostru. La revedere!